De mult, țăranii poate nu știau exact ce calități are porumbul și cât de benefică este coleșa. Însă cu ea au crescut sănătoși copiii de la sată. Am fost îndrumată la tine, dar eu caut România veritabilă și uite unde am ajuns. Eu știam, mai lăsam vreo câteva lemne. Ce? Mă puneai la lucru? Da, cum să nu? Da, eu sub pe coclaur, n-are vreme de stat niciodată. Tu crezi că eu nu știu să crăb lemne? Hai să vedem. Deci nici n-am venit bine și... Da, cum să nu? Fuge. Să-l învârți să nu-mi tai mâna. No, hai să vedem. Unu, doi, opa, hop! No. Am ajuns în Feldru, cea mai mare comună din Bistrița Năsăud, în gospodăria faimosului etnolog-reporter Iosif Ciuntărei, fiu de țăran muncitori, cu animale și pământ mult pe dealuri, și al 10-lea din 12 frați. Asta e camera în care am crescut, 12, cu părinții 14. Au fost niște vremuri foarte grele. Nici n-am prins bine a umbla și deja noi eram în vârful dealului. Eram în vârful dealului cu caprile, eram în vârful dealului cu oile, cu caii și cu gospodăria. Trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu că am crescut într-o casă atât de mare și am plecat de acolo de jos. Și am învățat greu de la țară. Pentru că, iată, în momentul de față știu ca să apreciez unele lucruri mult mai mult față cum le-am apreciat acolo în tinerețe. Într-adevăr, au fost lipsuri și multe lipsuri. Pentru că și păpușii în cișoare, când ne duceam la școală, îi purtam tăi de la frață mai mari. Păi nu erau rupți? Păi erau rupți, ai mei cârpeai și te duceai la școală, nu? Erau multe lipsuri. Dar pe lângă lipsurile astea era o lume mai liniștită. Când am fost mic, mi-am dorit înainte tate ca să ajung om. După ce m-am deșteptat, mi-am dorit ca să știu popă. După ce am terminat școala, totuși, la îndemnul mamei mele, mi-am dorit ca să știu pădurar. De iată că n-am ajuns ca să știu nici pădurar, nici popă. A ales să studieze folclorul, spre nemulțumirea părinților, care, pe lângă faptul că își doreau o altă meserie pentru fiul lor, pierdeau și o mână bună de lucru. Iosif a fost singurul din cei 12 frați care s-a dus la facultate. De când au crescut, numai cu ei a lucrat. Că el o fobichea, gondăra și dacă nu lucra, ei și era de casa noastră și toți cele avem. Avem porci și avem toți cele animale. Băi, ți-o lucra și o făhani după ce crescu și cât o vomniși, s-o îngrijiturul pe altul și nu m-am usat e femeile de băiți. Că nu avea și le da de mâncare și nu da, mă, bunătatea asta mare, cum să nu le aibă și le da de mâncare? Cum? Dar atunci era greu. Totuși nu se găsă pâine, nu se găsă nimic, mereu și oț de fărină. Îți da numai la porția aia asta, dacă nu puneai să șerai, cum vă spun, ca să șera cu băitul ăsta în genunchi, cu vasele și eram gravidă, mai ia fașerea. Și așa am așa am sășerat, că trebuie să seși și să grați. Și așa e pus atunci, cât o fă de greu la femei, câine pe spală, lână o spălai la râu, o duceai la mașină, torșei, fășei, bărbații trebuie șori și trebuie câtișelea. Și am unde și le greu la femei, să crească un băie greu, să lucre greu. Ele nu știu torșe, ele nu știu lucra nimic, apoi nici le greu. Păi eu azi mânc 60 de ani, mie nu mi-o fă greu, eu am țesut cu băieți nici neangă. Eu am născut și statele mi-au fost în casă, eu am țesut într-una. Nu mi-o fă greu, nu. Și tot dumneavoastră ați lucrat și cămoșile astea, cămeșile eu, astea? Eu, că nu e o veșină să vă spui eu. Eu le-am lucrat și la mine și la alții eu. No. Și vă spun că atunci era tare, tare greu. Și eu nu știu cum i-a dat Dumnezeu puterii, am putut lucra așa. Am merge seara la clacă, nu? Se merge de seara la clacă? Sigur, se merge seara la clacă. Ce se întâmplă în clacă? Păi să ies facă mălai, trebuie să vă îmbrăcați, o-ți lucă fain. Am cămeșă de asta. Dar ce are cămeșa mea? Nu e la noi. Nu e de la voi? Nu, las că vă îmbrăc cu cămeșa, e la noi de la Bistrița. Asta e satul în care am învățat omenia, am învățat bunul simț. Am învățat și 7 ani de acasă și am învățat respectul. Aici, printre oamenii ăștia, am un sopus asfalt. Eu am prins o parte din copilăria aia tradițională, în care ziua era zi, distracția era distracție și lucru era lucru. Niciodată nu avem vreme ca să stau să învăț. Întotdeauna luam cartea cu mine, mă puneam în traistă, puneam un șuc cu brânză și mă duceam ba cu vașile pe imaș, ba cu caprile sau cu oile și răsfoiam cartea și team acolo și învățam. Acolo mi era
învățat-o. Niciodată ai mei nu m-au întrebat, sau frații mei nu m-au întrebat, Iosebe, oare tu ai azi desfăcut teme sau ai de învățat? Pentru că acasă era lucru. Dar ție îți plăcea învățătura? Mi-a fost dragă învățătura, mi-a fost dragă. Și mi-am dorit ca să iau lucrurile altfel în viața asta. Nu neapărat ca să nu stau la coada vacii, dar să arăt lumii altfel. Nu m-am desprins, Doamne ferește, de lucrurile astea din lumea tradițională. Pentru că nu-i cum să-i desprinzi. Pântinie cură sânge de țăran, nu? În ciuda copilăriei grele, Iosif Ciunterei și-a luat masterul în etnologie și folclor, pe care le-a studiat atât la școală, cât și în afara ei. De 7 ani umblă pe coclauri să culeagă povești și să imortalizeze fragmente din viața bătrânilor de la sate. Vai, da, ce căsuță frumoasă! Da, e una dintre cele mai vechi căsă de aici, din comuna Feldru, din Numoțelă, că omul și-a închis portița. Așa? E una dintre cele mai vechi căsă, doamna Cristina, din 1800. Are 219 ai. Nu este alta mai veche în Feldru. Dar nici nu cred că am mai întâlnit eu o casă mai veche decât aici asta. Aici o să vezi ceea ce bătrânii povesteau și prin poveștile astea scrise de scriitori, de romanul Ion, de exemplu, ce povestește Liviu Rebreanu. O să vezi acolo întindă cuptorul ăla unde se culcau copiii noaptea și iarna să le șie cald, să le șie bine. Și acolo în spate să așezau prunjii copiii și să puneau să dormă. Pentru că casa era destul de mică ca să bătrânească mai de mult. Și acolo își găseau locul când era casa mare. Nu mai vezi așa ceva în ziua de azi. Mai rar în ziua de astăzi. Ce frumos. Și mă bucur că Lelea Savetă cu Badea Grigore o păstrează așa cum a fost. Dar hai să intrăm înăuntru, Cristina, cu oamenii ăștia s-au apucat de lucru. Sara bună! Sara bună! Doamne ajută! Ce faceți? Mere treaba! Iosif Ciunterei a promovat la un radio local tradițiile uitate de la sate încă de când era licean, în emisiunea Cu Iosif pe coclauri. Apoi s-a gândit să înregistreze și imaginea, realizând filme de scurtmetraj ce i-au adus sute de mii de vizualizări, premii și admirația oamenilor. Crescând la țară, i-a fost ușor să înțeleagă sufletul și mintea țăranului român. Sunt niște oameni deosebiți și mă bucur că am reușit să trecem și pe la dumnealor. Și iată, se vede că și tinerii care sunt aici la clacă, la fel, sunt niște tineri de cinstea satului. Și o mai avem aici doamna Cristina pe Ana Maria Marti, care e o fată și faină, și talentată. Și harnică, iată că în seara asta ne-o și demonstrat că e și harnică. Dar Ana Maria mai și horește. Frunză verde mărule, lai, lai, la, la, la. E mă-mbrață dorule, măi, la, 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 la. E mă-mbrață dorule, la, 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 la. Și mă treci de alurile, la, 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 la. Mă treci de alu târgului, la, 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 la. Să-i văd ocii baghelui, măi, la, 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 la. Peste 3.000 de oameni a cunoscut Iosif în ultimii 7 ani, străbătând zeci de mii de kilometri pe dealurile Feldrului și dincolo de ele. Pe cei mai necăjiți i-a ajutat organizând acțiuni de binefacere. Pe alții i-a făcut vedetele locului prin interviurile lui și mulți au rămas în suflet. Cabaciul Ion Danci, cu stână în comuna Dumitra. Noi așa am crescut în tinerețe, grijind de animale. Așa am făcut 10 clase. Muncind și câștigând, nu e și noi pâinea pingă părinții noștri. Nu lucra numai părinții pentru copii cum lucră acum. Înainte îmi lua la 500 de oi și în șomeni, am umblă un. Nu mai vrea lumea să lucre la animale. Consideră că ai și cel mai dejosit om ca să umbli la oi sau la vaci. Mă gândesc că nu e că m-am uitat în Biblie și cei mai de seamă oamenii al lui Dumnezeu au fost crescători de animale. Uite, de exemplu, Iacob a fost o mare crescător de animale și a purtat poporul dintr-o parte într-altul. Moise, tot așa. Păi dacă nu credem triburile astea, înseamnă că nu suntem oameni. Ia, uite, de exemplu, David a fost pus de împărat în fruntea poporului de la oi luat. Zicea că creștea oile, grijea oile lui tatăsul. Oream, dacă ai luat un cioban să-l pui la fănușerea țării, ați vrea oamenii cu bolovanie. Și poate ar merita mai mult ca unul de ăsta și face tot felul de facultăți și își face conturi în băncile din Elveția și fură bani din România.
De la ciobanul personaj am coborât spre centrul comunei Dumitra, unde au loc frecvent spectacole de teatru de improvizație. Actrițele sunt Flori Dumitrene, un grup de femei cu vârste între 50 și 80 de ani, care fac haz de necaz din orice. Își aleg subiecte trăite în lumea satului și creează piese de teatru amuzante care câștigă premii de 10 ani încoace. Păi acum să vă spun eu două vorbe, să vedeți cum e percepe pe noi satul în comuna noastră. Frunză verde baraboi, îs o samă de drâmboi, care numai nu încap de noi. Tătă zoas pe la poartă, dau din coace să socot și din babe nu ne scot. Da, păi așa babe cum suntem noi satul și județul de șinste-l fășem. Că suntem din jița aleasă, roșă, grasă și frumoasă și mereu târziu acasă. Păi noi suntem fotomodel, tăche trasă prin inel. Prin inel cu diamante că lucrăm o zi din șapte. Nici pe așaia nu lucrăm că mai mult ne tăplimbăm. Ba turnee, ba filmări, pe acasă nu, nu stăm de fel. Apoi pot să zic că unii cât de multe și-a nost ni scris în frunte. Că dacă nu te greie pleava, ai trăit în lume degeaba. Și sloganul nostru îi țineți minte, Flori Dumitrene, mărg înainte! Oamenii din țara Năsăudului parcă au găsit elixirul vieții lungi și frumoase. Trudez mult, dar n-au uitat să râdă cu tot sufletul. Muncă, omenie, tradiție, înțelepciune, speranță și voie bună. În esență, asta este România veritabilă. De când s-o dus bădița, 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 mi-e pustâie ulița, da ulița. Ulița de șuierat, șuierat, gurița de săruta, de săruta. Ulița de șuierat, șuierat, gurița de săruta, de săruta. De când s-o dus dumnealui, 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 n-a dat gură nimănui, da nimănui. Da, seară pe sărat, pe sărat, am dat gura la un băiat, la un băiat. Da, seară pe sărat, pe sărat, am dat gura la un băiat, la un băiat. Prin acțiunile noastre și prin asociația noastră întotdeauna am încercat să promovăm această idee. Nu distrugeți patrimoniul din satele românești, pentru că este cea mai mare comoară pe care noi o avem în momentul de față. Vă invit să serviți brânza de găinușă, făina de rudăria și de ce nu și oțetul de prună. Vaca când stă și paște, tu poți să citești. Oaia când stă, poți să citești. Și cred că și astăzi mai sunt copii care învață așa. Ce crezi că Liviu Răbreanu și George Coșbuc nu umbla la vaci sau la miei? Umblat și ai văzut că au ajuns oameni mari. Am citit și Liviu Răbreanu, am citit și Coșbuc. Mi-a plăcut să învăț istorie, să învăț matematică. Îmi spunea un bătrân fașios, să bea atunci când un om îți face rău, iartă-l să nu știe doi oameni răi.